Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Isaia, capitolul 52 și vom privi împreună din versetul 13, din capitolul 52 până la finalul capitolului 53. Isaia în această porțiune îl prezintă, îl proclamă pe robul lui Dumnezeu și ne arată problema care o avem noi de apreciere corectă a robului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, datorită perspectivei care noi o avem. Și realitatea este aceasta, perspectiva ta determină felul în care tu apreciezi lucrurile. Dacă vezi lucrurile dintr-o anumită perspectivă, le vei aprecia într-un fel. Dacă le vezi din altă perspectivă, le vei aprecia altfel. Imaginați-vă această ilustrație, o femeie care, într-o dupămasă, se pornește să meargă la adunare. Este spre seară, afară plouă și se grăbește să meargă la adunare. Și la un moment dat, în spatele ei, încep să urmărească niște răufăcători, niște oameni care vor ca să o jefuiască sau poate ceva și mai rău. Un alt individ, un domn, bine intenționat, observă toată scena aceasta și în momentul în care femeia ia colțul, intervine să-i oprească pe acești indivizi. Indivizii fiind răi intenționați, violenți, îl atacă pe acest domn care nu vrea să facă altceva decât să salveze această femeie. Îl bat, îl scuipă, îl aruncă în șanțul de lângă și îl părăsesc acolo. Femeia merge neștiind ceea ce s-a întâmplat, merge la adunare unde își pune rugăciunile foarte frumos și când se întoarce spre casă îl privește pe acest domn care strigă către ea și ridică mâinile și cere ajutorul ei. Din perspectiva ei, acest om pare poate să fie un bețiv, un om al străzii, care datorită păcătoșeniei lui a căzut în acest șanț și este acum plin de mocirlă. Și spune, așa-ți trebuie, asta meriți, ăsta ești și lasă acolo în acel șanț. Totuși, altcineva care a observat scena aceasta din altă perspectivă, poate un vecin care l-a privit de la geam la etaj, știe adevărul despre acel om. El nu este un om deosebit de păcătos, un om care a fost poate stăpânit de pornirile lui și de aceea a ajuns în acel șanț. El este cel care a căutat să salveze și a salvat acea femeie. Vedeți, perspectiva noastră asupra unei situații și asupra unui om determină aprecierea noastră. Și când vine vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos, când vine vorba despre robul Domnului, despre Mântuitorul nostru, omul întotdeauna, în starea lui naturală, are perspectiva greșită. Întotdeauna privește la Hristos și nu vede acolo ce ar trebui să vadă. Pentru că privește printr-o lentilă, dintr-o perspectivă greșită. Și Isaia, Dumnezeu prin Isaia, în acest pasaj, încearcă să ne prezinte aceste două perspective. Pe de o parte ne arată perspectiva noastră umană, perspectiva firească. Și îl prezintă pe Hristos așa cum îl priveau oamenii din vremea aceea și așa cum îl privesc oamenii și astăzi, din această perspectivă limitată, păcătoasă. Dar în același timp, în contrast, Isaia îl prezintă și îl proclamă pe robul Domnului, pe Iisus Hristos, din perspectiva divină, așa cum este El cu adevărat. Îl prezintă în toată splendoarea Lui, în toată frumusețea Lui, în toată victoria Lui. Și așa începe capitolul 52, de la versetul 13, începe această proclamare. De fapt, aceste prime versete, sau ultime versete din capitolul 52, fac parte din această secțiune. Este un pic ciudat segmentat acest capitol. De fapt, după părerea mea, mai natural, mai logic ar fi capitolul 53 să înceapă la versetul 13 din capitolul 52, pentru că acolo pornește această secțiune. Dar am putea considera aceste versete din versetul 13 la 15, din capitolul 52, un fel de preambul, un fel de introducere la această prezentare. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Isaia începe cu o declarație
de victorie, îl declară pe robul lui Dumnezeu victorios. Și această declarație este necesară de la început, pentru că portretul robului care urmează să fie pictat este unul groaznic pentru ochiul firesc, este unul urât, de dezgust, de nedorit pentru omul firesc. Și Isaia vrea să înceapă de la început, spunând, am să vă pictez un tablou, am să vă prezint acest rob al lui Dumnezeu care din perspectiva voastră firească va părea groaznic. Vei privi la acest om prezentat ca și mântuitor și vei spune, acesta este mântuitorul. Acesta nu poate fi un mântuitor, acesta nu poate fi un izbăvitor, acesta nu poate fi robul lui Dumnezeu. Și Isaia pornește proclamarea lui, declarația lui, spunând de la bun început, el este robul lui Dumnezeu care este victorios, care va fi ridicat în slăv. Și apoi începe și despachetează. Și este nevoie să facă aceasta, pentru că din perspectiva noastră, portretul acesta pare groaznic. Și el ne spune lucrul acesta în versetul 14, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază. Cei care l-au privit, cei care au văzut acest rob al Domnului, s-au îngrozit de el. Și nu aceasta ar trebui să fie reacția noastră față de robul lui Dumnezeu. Apoi, pentru că mesajul robului este un mesaj incredibil, de necrezut. Un mesaj care nu s-a mai auzit vreodată. Este mesajul Evangheliei și reacția noastră, din perspectiva umană, este să respingem acest mesaj, să spunem este prea de tot. Este chiar copilăresc să cred că eu pot fi salvat, mântuit din starea noastră păcătoasă, din consecințele păcatului nostru, prin faptul că un om este atârnat pe cruce, omorât, batjocorit, scuipat în față și până la urmă își dă viața și în felul acesta eu pot fi mântuit? Asta pare un baz. Pare ceva de necrezut. Și Isaia ne spune în versetul 53:1, că aceasta este reacția noastră din postura noastră firească. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și răspunsul este nimeni. Toți l-au părăsit. Toți și-au întors spatele. Toți au zis că nu este posibil ca acesta să fie robul Domnului. În acest preambul, în această introducere, Isaia nu doar că ne dă teza lui principală, și anume prezentarea robului victorios și glorios al lui Dumnezeu, dar ne și arată tiparul structurii care o va folosi pentru prezentarea lui. Ne dă într-un fel cheia de interpretare și este aceasta. Vedem din versetul 4 și în versetul 14 și 15, Isaia ne spune în felul următor. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișirea lui de fiii oamenilor, tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Structura este o structură comparativă sau de contrast. Isaia ne spune că el vrea ca să îl prezinte pe robul Domnului din aceste două perspective. Din perspectiva umană, care este o pricină de groază. Și din perspectiva divină, care ne arată că pentru multe popoare, prin lucrarea, prin planul lui Dumnezeu, va fi o pricină de bucurie. Ceea ce oamenii au privit și în mod natural au zis, este groaznic lucrul acesta. Dumnezeu a privit și a spus, este un lucru care va produce multă bucurie multor popoare. Și structura aceasta, comparativă și de contrast, continuă până la finalul capitolului 53. Și ne prezintă prin această comparație, prin acest contrast, magnitudinea și importanța robului și a victoriei sale. Privind din perspectiva umană la lucruri, la grozăvia, la urăciunea batjocorei și suferinței care s-a produs acolo, prin contrast vedem cât de minunat este efectul salvator a Domnului nostru Iisus Hristos. Când privești întunericul răstignirii, poți privi cu adevărat în plinătatea ei lumina învierii. Trebuie să le ai pe amândouă una lângă alta. Când privești păcătoșenia, cât de mizerabilă este perspectiva umană, poți să vezi cât de glorioasă este perspectiva divină. Și Isaia vrea să ne prezinte aceste două perspective, făcând contrast după contrast în
în acest discurs sau în această prezentare a robului lui Dumnezeu. Primul contrast este acesta. Iată, robul meu va propăși. Se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Și după cum, ne spune Isaia, pentru mulți a fost o pricină de groază, tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui, împărații vor închide gura, că vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Magnitudinea victoriei a robului lui Dumnezeu este pusă în contrast cu suferința sa. Vedem robul care este victorios, vedem groaza prin care a trecut ca să se producă această victorie, vedem urăciunea care a fost stârnită în oameni pentru cei mai mulți care au privit asupra lui, am putea spune chiar poate pentru toți, a fost o groază, a fost ceva urât, ceva de necrezut. Și spune Isaia, tot așa, într-un fel similar, adică privind la magnitudinea groazei, ne putem închipui cât de mare este bucuria. Tot așa, pentru multe popoare, va fi o pricină de bucurie. Ați observat schimbarea de ordine, de magnitudine care o face Isaia? Pentru cine a fost Hristos o pricină de groază în răstignirea sa? În principiu a fost pentru cei care au fost prezenți acolo și pentru poporul Israel. Ei sunt cei care l-au dus la răstignire. Ei sunt cei care au privit urăciunea răstignirii. Dar pentru cine va fi o pricină de bucurie? Isaia spune pentru multe popoare. Respins de un popor, de ai săi, acceptat de multe popoare. Este o groază pentru un popor, pentru poporul Israel și pentru cei care sunt prezenți atunci, dar va fi o bucurie pentru multe popoare. Condamnat la moarte de un împărat și vine o zi în care toți împărații vor închide gura înaintea lui și vor îngenunchea. Isaia vrea să ne prezinte faptul că magnitudinea victoriei este imensă în comparație cu groaza suferinței lui. Și când privești la cât de grozavă este suferința, nu pot decât să-ți imaginezi cât de imensă va fi gloria. Cât de imensă este victoria robului. Al doilea contrast este între suferințele robului și semnificația lor. Noi, din perspectiva noastră umană, n-am avea un motiv să privim la acest om, la Iisus Hristos, în suferințele lui și să-l crezi un om important. Sau să crezi că ceea ce s-a întâmplat acolo este semnificativ. La fel cum doamna aceea care a privit la respectivul care era în mocirlă și era poate însângerat și l-a considerat un om de nimic. Din perspectiva ei era o concluzie logică, era ceva absolut normal. Dar din perspectiva divină, tot ceea ce s-a petrecut acolo, în acele suferințe, are o semnificare extraordinară. Are o importanță extraordinară. Și Isaia ne prezintă acest contrast între versetele de la 1 la 3 și apoi de la 4 la 6. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și din postura noastră, într-un fel, am putea spune că este natural. Pentru că, așa cum spune Isaia, omul acesta n-avea nimic care să ne atragă privirile. Perspectiva noastră umană este extrem de eronată. Noi ne uităm la ceea ce se vede la suprafață. Nimeni n-a privit dincolo de înfățișarea lui. Nimeni nu și-a pus întrebarea de ce omul acesta, care a făcut toate aceste minuni în viața lui, minuni la care ei au fost martori, de ce omul acesta care n-a greșit odată cu ceva cuiva, este acum răstignit, este acum pedepsit? Isaia ne arată apoi în versetul 4 la versetul 6 adevărata semnificație. Prin contrast cu aparenta neînsemnare acestui om aflat în suferințe, ne arată perspectiva divină.
Perspectiva care omul, în starea lui naturală, n-are cum să o vadă. Versetul 4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. O concluzie de altfel, logică într-un fel, normală într-un fel. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Problema nu este că atunci când privești la Hristosul crucificat, vezi ceva groaznic. Problema este că nu înțelegi care este semnificația grozăviei. Este normal să privești la cruce și instinctul să fie este așa de groaznic încât în mod normal ar trebui să-mi întorc capul. Nu pot să privesc atâta suferință. Nu asta este problema. Că ți se pare grozav, că ți se pare aproape scârbos ca să vezi atâta suferință. Problema este că nu înțelegi care este rolul acelei suferințe. Nu înțelegi care este semnificația acelei suferințe. Nu înțelegi care este cauza acelei suferințe. La fel ca și femeia care se întorcea de la biserică și n-a înțeles că omul acela se află însângerat și aruncat în acel șanț din cauza ei. Nu din cauza nelegiuirii lui, nu din cauza păcatului lui, ci din cauza ei. El a intervenit să o salvează pe ea, ea s-a pus între cei răi și ea și de aceea se află acolo. Problema n-a fost că ea s-a uitat la el și a zis, este groaznic ca un om să fie bătut și aruncat într-un șanț. Problema este că n-a înțeles de ce este acolo, care este semnificația. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Asta este starea noastră naturală, umană, rătăcire. Și asta este reacția omului naturală față de Hristosul răstignit. Este una de necredință. Cum? Un mântuitor crucificat, am spune noi, nu face sens. Un om care se atârne pe cruce, acela să ne mântuie pe noi? Zicem noi, cum au zis și ei atunci, mântuie întâi pe tine. Dă-te jos de pe cruce dacă tu ești împăratul evreilor. Realitatea este total alta decât ceea ce vede ochiul nostru firesc și ceea ce putem noi observa din perspectiva noastră umană. Realitatea este aceasta. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El este acolo pentru noi. El nu este acolo pentru că merită să fie acolo, el este acolo pentru noi. El era străpuns pentru păcatele noastre. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Apoi, următorul contrast îl avem de la versetul 7 la 9 în contrast cu versetul 10 la 12, unde din nou Isaia vine și prezintă suferința robului, dar acum o prezintă până la final, până la sfârșitul acestei suferințe, până la moartea lui. Și prezintă această suferință și acest sfârșit din două perspective, din perspectiva umană și din perspectiva divină. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Din perspectiva umană, Hristos pare să fie învins. Ca un miel luat împotriva voii lui, da, și dus la măcelărie. Ca o oaie mută, o oaie care nu mai are posibilitatea de a vorbi. Învinsă total, a capitulat total și nu are ce să facă pentru că ceea ce trebuie să se întâmple este inevitabil și nu are puterea să facă altceva. Din perspectiva umană, privind la această dramă
a răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, este ușor de a trage această concluzie. Este așa de zdrobit, este așa de înjosit, este așa de batjocorit, este așa de lovit, încât nici putere să mai vorbească nu are. Imaginați-vă în contrast cum arătau alte răstigniri. Imaginați-vă în contrast cum au reacționat tâlharii care au fost răstigniți. Au vociferat probabil. I-au înjurat probabil. Au strigat probabil. Și vine Hristos care nici măcar nu pare să mai aibă putere să facă lucrurile acestea. În tăcere cumplită. Merge spre moarte. Nimeni nu și-ar fi putut închipui că drama care se desfășoară înaintea ochilor lor, de fapt, înseamnă total altceva. Primul contrast din această dramă este aceasta. Primul contrast al perspectivei divine este faptul că nu oamenii sunt cei care l-au zdrobit, ci Dumnezeu este cel care a găsit cu cale. Versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Hristos nu este o victimă, nu este tăcut pentru că spiritul lui este înfrânt. Hristos este un participant de bunăvoie la planul lui Dumnezeu și el tace în mijlocul batjocurii. El tace atunci când este lovit, el tace atunci când este înjosit, el tace atunci când este bătut. Pentru că o face în ascultare de Tatăl. Pentru că o face la alegerea lui. Dumnezeu este cel care a orchestrat toată drama răstignirii. Nu este scăpată de sub control, absolut totul se întâmplă exact cum a hotărât Dumnezeu. Petru spune în predica lui de la cincizecime, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Ce s-a întâmplat la cruce nu a fost un accident, ci a fost o împlinire a planului divin. De aceea Hristos nu se opune. De aceea El nu se zbate. De aceea El nu se luptă împotrivă să scape de acolo. Pentru că totul se întâmpla conform planului lui Dumnezeu. De aceea El tace ca și o oaie mută, dusă la tuns, ca și un miel la măcel. Al doilea contrast din această dramă este sfârșitul robului. Pentru omul firesc, sfârșitul este moartea. A murit, a fost îngropat, a fost învins. Ce mai putem să vorbim? Când ai murit, ai pierdut, da? Asta este regula. Săptămâna trecută am fost într-o zi și am jucat paintball, da? Cu puști, într-o pădure, cu fratele Călin și cu fetele. Și asta e regula, da? Când te-o împușcat, ai murit. Când ai murit, ai pierdut. Și privind la scena aceasta, la drama aceasta, văzându-l pe rob atârnând pe cruce, parcă mai sperăm până în ultimul moment, poate este speranță. Dacă ar veni o armată, dacă ar veni niște soldați, dacă ar veni cineva și l-ar coborâ de acolo, poate că totuși s-ar putea. Dar când își dă ultima suflare, când este străpuns marginea și se dovedește că este mort, când este coborât de acolo și este băgat în mormânt, concluzia care o trage toată lumea este a fost învins. Asta este concluzia care o trag ucenicii. Sunt debusolați, sunt pierduți, nu mai știu ce să fac. Din perspectiva umană, această concluzie că moartea înseamnă finalul, că moartea înseamnă înfrângere, este total normal. Dar din perspectiva divină lucrurile stau altfel. Uitați ce spune Isaia. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Cum este posibil că după ce își va da viața drept jertfă, totuși va trăi multe zile? Deschideți din nou cu mine în Fapte 2, și haideți să citim continuarea predicii apostolului Petru de la cincizecime, la versetul 23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat,
dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu mi se va lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-a făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David, spune Petru, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Din perspectiva divină, moartea nu este final. Din perspectiva divină, moartea este doar poarta spre înviere. Este parte din planul lui Dumnezeu. Și când toți stăteau înmuțiți în fața mormântului, crezând că este finalul, când toți l-au părăsit și au fugit, crezând că a fost învins, Dumnezeu își duce planul la împlinire. Și la treia zi îl învie. Al treilea contrast este efectul și suferinței și morți, efectul suferinței și morții robului. Din perspectiva umană, pare o mare tragedie fără sens. Pare pur și simplu ceva care n-ar trebui, o injustiție care s-a întâmplat. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, scopul și efectele sunt absolut incredibile. Scopul principal este acesta. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Este vorba despre îndreptățirea sau justificarea omului înaintea lui Dumnezeu. Hristos, prin ceea ce a făcut, ne ia din starea noastră, o stare de rătăcire, de nelegiuire, de păcat, de dușmănie cu Dumnezeu și ne pune într-o stare, ne îndreptățește după voia lui Dumnezeu. Cum exact a făcut El aceasta? Cum poate realiza lucrul acesta prin suferințele și prin moartea Lui? Priviți ce spune Isaia. Și va lua asupra Lui povoara nelegiuirii lor. S-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei nevinovați. Ați privit trei lucruri care le-a făcut. S-a dat, a fost pus și a purtat. Avem aici pe Hristos care ne reprezintă ca și substitut. El merge în locul nostru și ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Și de bună voie ia asupra lui responsabilitatea păcatelor noastre. Iar noi toți știm că plata păcatului este moartea după legea lui Dumnezeu. Și Hristos se dă pe sine de bună voie la moarte în locul nostru ca și substitut. El hotărăște să facă aceasta. El vine și spune, pune asupra mea păcatele lor. Pune-le în contul meu. Și orice datorie provine din aceasta, eu plătesc. Și El se prezintă ca și un substitut, ca și o jertfă de ispășire în locul nostru. Aceasta este doctrina imputării. Adică păcatele noastre sunt socotite ale Lui. Nu sunt ale Lui de fapt, nu El le-a comis, dar de drept sunt puse în contul Lui. El este considerat vinovat în locul nostru. Isaia spune, pentru că a purtat păcatele multora. Dar vestea bună nu este doar că El este socotit păcătos în locul nostru, nu doar că păcatele noastre sunt imputate Lui, dar și că neprihănirea Lui este imputată nouă. Robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cuvânt, sintagma aceasta, va pune, ne arată imputarea în cealaltă direcție. Noi
am transferat lui păcatele noastre prin faptul că El s-a dat, El a purtat, El a fost pus în locul nostru. Și El ne-a transferat nouă neprihănirea Lui și în felul acesta ne pune pe noi într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Ne-a pus într-o stare după voia Lui Dumnezeu, adică într-o stare de neprihănire prin neprihănirea Sa. El ia fără de legea noastră asupra Lui și plătește prețul ca și un substitut, ispășește pentru noi și în schimb ne pune pe noi în starea aceasta de neprihănire, adică ne creditează în contul nostru neprihănirea Lui. Tot ceea ce El a făcut, toată ascultarea, toată perfecțiunea Lui este transferată nouă odată ce El ne-a șters toată vina prin reprezentarea substitutivă la cruce în locul nostru. Atunci vei spune, frate, nu mai este nimic de făcut. Problema s-a rezolvat, Hristos a mers în locul nostru, nu mai trebuie să se întâmple absolut nimic. Atenție la ceea ce spune Isaia. Și anume, pe cine va pune Hristos într-o stare după voia lui Dumnezeu? Pe toți oamenii? În niciun caz. Va pune pe mulți oameni în această stare, dar nu pe toți. La cine a purtat El păcatele? A tuturor? În niciun caz. Isaia spune, a purtat păcatele multora. Întrebarea la care trebuie ca să poți răspunde în această dimineață este, le-a purtat pe ale tale? Te-a pus pe tine în această stare? Ai fost tu declarat neprihănit prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Frate, cum poți ști? Ce se întâmplă încât să știu dacă aceasta este o realitate? Priviți ce spune Isaia. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor. Toți cei ce sunt justificați prin jertfa substitutivă, sacrificială a Domnului Iisus Hristos, îl cunosc pe El. El a murit pentru mulți și acești mulți sunt toți cei ce îl cunosc pe El. Toți cei ce se vor încrede în El. Toți cei pentru care El s-a jertfit. Prin această cunoaștere, efectul jertfei Mântuitorului sunt aplicate în viața noastră. Cunoști tu pe robul Domnului? Crezi tu în jertfa Lui ispășitoare în locul tău? Te încrezi în moartea Sa ca și plată pentru vina păcatului tău? Când te uiți la păcătoșenia ta și te simți condamnat de ea, pe drept, vezi că nu ești ce ar trebui să fii. Privești la cruce și în loc să vezi cea mai mare tragedie, cel mai mare ticălos care a fost crucificat acolo pentru că... Deci, El a murit pentru mine. El a plătit pentru mine. Privești la învierea Lui și nădăjduiești că în baza învierii Lui vei fi și tu înviat? În baza învierii Lui vei avea și tu viață veșnică? Vedeți, fraților, nu toată lumea beneficiază de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Nu toată lumea în această dimineață poate avea această certitudine, ci doar cei care cunosc robul Domnului. Pentru că prin cunoștința Lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Provocarea cea mai importantă și contrastul cel mai important, diferența cea mai importantă care trebuie făcută în această dimineață este cum îl vezi tu pe Hristos. Cum îl cunoști tu pe Hristos în această dimineață. Este El Domnul și Mântuitorul tău? Este El Cel care a murit în locul tău? Spre iertarea păcatelor tale, este El Cel care îți dă neprihănirea Lui în dar? Sau este doar o poveste tristă a unui om care a fost răstignit? O tragedie de proporții istorice, chiar și cosmice, poate. Mă rog pentru tine, în această dimineață, ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să vezi jertfa Domnului nostru Iisus Hristos din perspectiva divină, din perspectiva credinței, din perspectiva lui Dumnezeu și în felul acesta să primești mântuirea. Amin.